Suntem aproape de jumătatea lunii mai, dar vremea ne joacă feste, iar temperaturile sunt mult mai scăzute decât în mod normal. Începutul săptămânii nu a fost unul pozitiv din acest punct de vedere, iar faptul că vorbim despre ninsori în mai multe județe din România și fenomene extreme în luna mai poate părea ireal, dar însă se întâmplă. Se pare că finalul de primăvară vine cu surprize neplăcute în termometre. Specialiștii meteo trag semnale de alarmă spunând că o schimbare naturală a vânturilor din Oceanul Pacific ar putea face ca temperaturile globale să crească și mai mult în 2023, provocând haos asupra vremii din întreaga lume. Dacă vânturile vor încetini deasupra Oceanului Pacific, vor declanșa un lanț de evenimente care ar putea duce la ploi torențiale în California, valuri de căldură în Europa și secete care vor distruge recoltele în țări din Brazilia până în Indonezia. La asta se așteaptă unii oameni de știință să se întâmple în 2023. Deși aceștia avertizează că nu vor ști cu siguranță până în luna mai. Un studiu publicat recent, care folosește metode consacrate, dar care nu a fost încă revizuit de colegi, estimează că modelul de vreme caldă El Nino are aproximativ 90% șanse să revină în acest an. O astfel de schimbare, care vine în urma a 3 ani de vreme rece de tip La Nina, ar face ca valurile de căldură să fie mai fierbinți și ar perturba tiparele meteorologice din întreaga lume. Oamenii de știință se străduiesc de mult timp să afle ce rol joacă încălzirea globală. El Nino este responsabil pentru multe fenomene extreme. Fiecare țară, într-un fel sau altul, este afectată. Este una dintre concluziile specialiști. El Nino și La Nina sunt fenomene naturale. Oamenii de știință nu înțeleg pe deplin ce le provoacă, dar știu pe baza recifelor de coral și a inelelor copacilor că acestea au variat întotdeauna. Există unele dovezi că au devenit mai puternice. Cele mai puternice evenimente El Nino înregistrate au avut loc în ultimele câteva decenii, dar nu este clar dacă este vorba doar de o întâmplare. Un organism științific care evaluează în mod regulat cercetările privind schimbările climatice a constatat că există o încredere scăzută în faptul că încălzirea globală a schimbat deja evenimentele El Nino. Unele modele computerizate arată că El Nino va deveni mai puternic în viitor, în timp ce altele îl văd din ce în ce mai slab, relatează playtech.ro.